Polițiștii Sălăjeni desfășoară în perioada 1-3 aprilie o acțiune pentru prevenirea accidentelor cauzate de consumul de alcool și viteză, în cadrul căreia se vor utiliza toate echipamentele video de supraveghere a traficului rutier și de măsurarea vitezei de deplasare a autovehiculelor. Acțiunea are ca obiective depistarea, identificarea și tragerea la răspundere a celor care încalcă prevederile legale privind limitele legale de viteză sau conduc autovehiculele sub influența băuturilor alcoolice. Pe șoselele sălăjene, în perioada 1 ianuarie-29 martie, din cauza vitezei excesive, ori neadaptată la condițiile de drum, s-au produs 5 accidente de circulație grave soldate cu un mort și 4 răniți gravi, iar 3 accidente soldate cu 3 răniți gravi au fost cauzate de conducerea autovehiculelor lor de către persoane aflate sub influența băuturilor alcoolice. Pe această cale, polițiștii recomandă șoferilor să adapteze permanent viteza de deplasare la particularitățile de drum și de trafic pentru a putea în orice moment manevra și opri în deplină siguranță autoturismul dacă situația o impune și să nu se angajeze în efectuarea de depășiri neregulamentare sau riscante. Totodată, șoferilor le mai recomandăm să respecte normele rutiere privind prioritatea de trecere, indiferent că este vorba despre pieton sau alte vehicule, să nu conducă sub influența băuturilor alcoolice și să acorde un plus de atenție conducerii prin intersecțiile nedirijate la depășirea mijloacelor de transport în comun sau a altor autovehicule.